Consum de droguri la banchetul de absolvire a clasei a 8-a. Un băiat de 14 ani ar fi consumat fără să vrea droguri. În timpul petrecerii de final de an, copilului i s-a făcut rău și a ajuns la spital, unde i s-au făcut teste toxicologice, iar rezultatul a ieșit pozitiv. Banchetul s-a desfășurat la un local din Târgoviște, unde au participat și câțiva profesori. Mama adolescentului spune că și-a luat fiul de la petrecere la miezul nopții. Câteva ore mai târziu, băiatul a început să se simtă rău și a prezentat stări de somnolență, confuzie, vărsături și pierderi de memorie. Ajuns a doua zi dimineață la spital, adolescentul a ieșit pozitiv la benzodiazepină, sedativ utilizat de regulă pentru tratarea anxietății și insomniei, substanța fiind considerată însă și un drog recreațional. Conform gândul.ro, băiatul a negat categoric că ar fi luat ceva cu bună știință. Mama lui este convinsă că cineva i-a pus pe neobservate substanța în pahar. Reprezentanții spitalului au anunțat poliția, care va face cercetări în acest caz. Între timp, adolescentul a fost externat și se simte mai bine, potrivit știrile ProTV.ro. Consumul de droguri la vârste din ce în ce mai fragede a devenit o problemă destul de gravă în ultimii ani în România. Incidentul vine la numai câteva zile după ce un tânăr de 25 de ani. A murit din cauza unei supradoze în timpul festivalului de muzică Saga, desfășurat weekendul trecut în capitală.